Ioan Dincă va candida în această vară la primăria Moșoaia din partea ALDE. Împreună cu echipa de consilieri a avut deja prima întâlnire cu organizația județeană a partidului pentru a-și definitiva strategia de campanie. În cadrul filierii județene a Alianței Liberalilor și Democraților s-a hotărât să începem lansarea candidaților în interiorul partidului pentru funcția de primar în localitățile unde lucrurile sunt aranjate. Astăzi începem cu Comuna Moșoaia, unde avem candidatul stabilit și punem la punct lucrurile pentru viitor. Mă numesc Dincă Ioan, am 55 de ani, sunt căsătorit, licențiat în economie, masterant al Universității din Craiova. Actualmente îmi desfășor activitatea în cadrul Competesa Ploiești, Divizia Sud Poiana Lacului, ca responsabil investiții. Ce să vă zic, astăzi avem o întâlnire cu viitorii consilieri, să cunoască și conducerea județeană ALDE. Și eu zic că împreună cu viitorii consilieri o să facem o treabă extraordinară, să câștigăm într-adevăr alegerile din 2016. Extinderea rețelei de gaze pentru toți locuitorii, asigurarea de audiențe pentru fiecare sat, atragerea de fonduri europene, sprijinirea bisericii prin construirea de case praznicale, atragerea de investitori care să creeze locuri de muncă sunt doar câteva dintre obiectivele și proiectele candidatului al de la primăria Moșoaia. Aș vrea să fac o altfel de administrație, să nu se mai confunde primăria ca o afacere personală și de familie. Vreau cu totul să schimbăm din temelii, să zic așa, toate neajunsurile care au fost în trecut. Și de aceea, împreună cu echipa care o vom forma de consilieri, vrem ca să identificăm fiecare prioritate în parte, pe fiecare sat component al Comunii Moșoaia, după care să facem o platformă program la care să venim în fața cetățenilor și să câștigăm alegerile din 2016.